O tânără de 22 de ani a ajuns în stare gravă la spital. Totul s-a petrecut în urma unui accident rutier produs pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta, Turnu Severin. Aceasta a tăiat curba, după care a intrat sub o autoutilitară. Impactul s-a produs între mașina tinerei și un autocamion. Se pare că accidentul s-a produs din neatenția șoferiței. Tânăra a rămas inițial încarcerată în autoturism, iar starea ei este gravă. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit pe centura ocolitoare la un accident rutier produs între un autocamion și un autoturism. A ajuns la fața locului, am constatat că în accident au fost implicate două persoane, dintre care una încarcerată. Am procedat la descarcerarea persoanei, a fost predată serviciul județean de ambulanță, transportată la UPU cu politraumă. Cea de-a doua persoană, conducătorul autocamionului, a refuzat transport la UPU. La locul accidentului am găsit o victimă, mai exact de o tânără în vârstă de 22 de ani, conștientă, cu încarcerată, cu traume multiple, cu traumatisme toracice, traumatism cerebral, traumatisme de membre superioare și inferioare. Pacientei s-a acordat primul ajutor medical, apoi a fost transportată la unitatea de primiri urgențe pentru îngrijiri suplimentare. Șoferul autocamionului nu a putut evita impactul, căci mașina tinerei a intrat pe contrasens. În data de 26.08.2021, în jurul orei 17, pe centura ocolitoare a Drobeta Turnu Severin, la kilometrul 5 plus 856 de metri, a avut loc un accident de circulație în care o tânără de circa 22 de ani a pătruns pe contrasens, izbindu-se violent de un autocamion. În urma impactului a rezultat rănirea persoanei de 22 de ani, cea de sex feminin. Pe parcursul cercetărilor, traficul rutier a fost oprit, formându-se cozi de circa 4 km pe ambele sensuri de mers.